Cred că maturizarea mea a început acum cam 5 ani, ai zis-o foarte bine. A fost un moment care te-a maturizat, un declic anume în viața ta? Da, momentul a fost Hexatlon. Am stat 2 săptămâni internat la Victor Babeș, dintre care cam 2 zile am stat și cu masca de oxigen pe față și atunci mi-au trecut toate filmele negre prin față, că efectiv nu mai rezistam pentru că aveam febră foarte mare, nu puteam să respir. 8 zile am fost în agonie. Nu ai amintiri din copilărie cu tata? Nu. Din contră, am amintiri din copilărie, pot să spun negative. Să nu ne ascundem, a avut tatăl meu natural, a fost rău de tot. Cu bătăi, cu suferințe, cu de toate. Pentru că a suferit foarte mult să ne crească pe amândoi. Trecea pe lângă mine și nu mă băga în seamă. Și prima discuție cu el, când ai avut-o? N-am avut nicio discuție cu el. Crezi că voia să vorbească cu tine? Dacă voia să vorbească cu mine, cu siguranță vorbeam cu el. Când eram eu foarte mic, el a venit beat și a început să spargă geamurile la casă unde stăteam. Nu ai cum să stai cu un așa om, nu există. Un om care din nimic vine beat acasă și își bate nevasta, ce fel de bărbat ești? Ești un laș, ești un zero. Puterea ta față de o femeie e mare, nu ai cum să dai. Niciodată. Era gravidă cu mine și a zis, eu n-am cum să păstrez. Și a zis, nu contează, eu îl cresc, îl trec pe numele meu dacă este cazul și îl păstrăm. Mie mi-a plăcut atât de mult fotbalul, încât efectiv doar asta aveam în cap. Fotbal și jocuri, fotbal și joculețe. Te gândeai că o să devii fotbalist? Nu mă gândeam niciodată că o să devin fotbalist. Mecanic auto. Asta vrei să fac. Asta voiam să mă fac. Îmi plăceau foarte mult mașinile. Este de necrezut, dar asta e copilăria mea, să știi. Adică una simplă, una în care am muncit și întotdeauna când mi-am dorit ceva, că vorbeam de acel ceva, când îmi doresc ceva, nu mă las până nu ajung acolo. După meciul stăteam acolo, îți legai Adidas și să pleci acasă și na, de obicei vin tații la meciuri să ia copiii, să plece. Pe mine nu mă lua nimeni. Eu plecam singur. Cel mai complicat în viața de zi cu zi e să rămâi relevant, să nu te dai bătut. Unii oameni, unii dintre noi, au o forță nevăzută pe care o vedem și la televizor. Vine de undeva din copilărie. Asta o să descoperiți și în următorul personaj. L-ați văzut mai întâi în fotbal, apoi l-ați descoperit în formatele TV. Dar ați văzut mereu în el o luptă arzătoare. Să câștige. Vine și lupta asta de undeva din copilărie. Lupta de a câștiga, de a ieși la liman. Bine venit, Gianni Chiriț. Te salut cu respect și prezentarea asta pe care mi-ai făcut-o este exact ceea ce îmi place mie, adică să vorbim puțin de copilăria mea. Nu prea am vorbit, de când sunt în televiziune, nu prea am vorbit de copilăria mea, să știi. Vorbesc foarte des, când merg la mama, merg foarte des și împreună cu sora mea vorbim foarte des de copilăria noastră, pentru că pe mine m-a crescut bunica mea, mama mea și sora mea. Și ai luat ce era mai bun de la fiecare. De la fiecare ai învățat ce înseamnă lupta. Într-adevăr, cred că am luat așa. De la mama mea am luat bunătatea ei și indiferent ce se întâmplă să am respect, să am educație, de la mama mea am luat tăria de a reuși în viață, să nu mă dau bătut cu absolut nimic. Orice întâmpi, trebuie să fiu în vârf, să câștig. Să mă lupt pentru ceea ce fac. Și de la sora mea, cred că am luat spiritul ăla de viață să fim doi nebuni, să ne distrăm, să râdem și să dansăm, să facem absolut orice ne trece prin cap. Când lumea se uită la tine acum și vede că îți dorești atât de tare să câștigi ceva, ce trebuie să înțeleagă? Țin minte de mic copil, să facem ca un paradox, că am vorbit și cu Teo, școala era aici, iar terenul de fotbal era lipit. Și atunci veneam la școală, stăteam o oră, două, după care mă duceam să joc fotbal. Și atunci
De mic copil mi-a plăcut foarte mult fotbalul. După ce terminam școala și fotbalul la școală, plecam și jucam iarăși fotbal cu băieții. Și atunci mi-a plăcut întotdeauna să câștig. De mic copil jucam cu cei mai mari. Și de mic copil am fost copilul ăla bătăios. Chiar dacă erau mai mari, eu mă băteam cu ei. Chiar dacă luam bătaie, îmi dădeau un șut în fund, cum era când eram copil, dar reveneam înapoi plângând și îmi ziceam, până nu vă bat, că eram cu toți, la fotbal vorbesc, până nu vă batem, nu ne lăsăm. Și așa făceam cu toți copiii. Aș vrea, înainte de a merge în copilăria ta, să te întreb acum în ce punct al vieții tale ești. Ești o persoană fericită? În momentul de față, cred că maturizarea mea a început acum cam 5 ani, ai zis-o foarte bine. Până acum 5 ani, adică vorbim de 40 de ani, nu eram așa așezat. Adică spiritul meu de viață a rămas. Doar că în acești 5 ani am învățat să fac unele lucruri, dar să le fac mai așezat, mai bine. Să nu mai fac exces foarte mult de tot ceea ce fac. A fost un moment care te-a maturizat, un declic anume în viața ta? Da. Momentul a fost Exatlon. Când am plecat 4 luni de zile în Exatlon și acolo am stat eu cu mine însumi de vorbă, atâtea luni singur, mi-am dat seama că trebuie să fac și altceva decât am făcut înainte. Ce altceva? De exemplu, înainte să plec în Exatlon, aveam o viață foarte haotică și făceam foarte multe excese. Începând de la cluburi, plecam de joi și poate terminam luni. Un exces foarte mare. Nu poți să-l ții așa tot timpul. E, uite că una din ele am rezolvat-o. Ăsta am zis, bă, îmi place să mă distrez, îmi place să muncesc, dar hai să o fac puțin cu cap. Pentru că, în primul rând, îți distrugi corpul, timp pentru tine și pentru familie nu mai ai și atunci n-ai făcut nimic în viață. De fapt, tu acolo, în jungla aia, pentru prima dată din copilărie, te-ai trezit tu cu tine. Și doar cu tine. Și pentru prima dată te-ai auzit, fără zgomot. Și nu prea ți-a plăcut ce ai auzit și ai vrut să schimbi. Exact. Exact asta a fost. Și mai ales, uite, vorbeam și cu Cazacu, că am stat foarte mult timp împreună. Și pentru el s-a întâmplat același lucru, pentru că acolo aveai timp, tu cu tine. Aici nu ai timp. E, acolo s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci, dincolo de spectacolul ăsta pe care îl vedem noi la televizor, emisiunile astea, cumva, pentru voi, au reprezentat o turnură în viața voastră, în personalitatea voastră. Îmi place așa să mai glumesc. Eu sunt foarte mult pe mult... Îmi place foarte mult să glumesc. Cum spunem noi, fotbaliștii, foarte multă caterincă. Îmi place să o zic așa. Mi-am dat o resetare. E vila resetarea din fabrică. Ei, eu acolo mi-am dat o resetare. Și sunt omul din ziua de azi. Și cât te-ai întors? Ce ai schimbat? În primul rând, asta am schimbat. Să-mi petrec timpul, să nu mai fac exces. Să muncesc, să mă distrez, dar să fac totul cu cap.